Dragii noștri prieteni, am ajuns într-un loc superb, pe malul Dunării, la Maglavit. Într-o zi nemaipomenit de frumoasă, suntem acasă la Doru Safta, prietenul meu, medic veterinar. Bună ziua, Doru! Bună, bună! Vrei să spui că suntem acasă la Stella? Da. Că meritul este al ei. Tot ceea ce vezi de aici, soția. Este soția, da? Da. Soția mea s-a ocupat de tot ce este aici și este meritul ei. Eu sunt așa, mai mult am cărășeu apă ca să aud pomii în prima perioadă, știi? E un loc de refugiu în weekend. Este un loc de refugiu în weekend. Foarte frumos, chiar pe malul Dunării. O să facem și o plimbare cu barca, ai promis că facem. Așa facem, așa, da? Facem, așa. Pentru că ne permite timpul, să zicem așa. Suntem mai mulți la masă. Toți cei pe care îi vedeți aici o să participe la emisiune. Vreau să vă remarc prezența lui Lilian, om care a venit din Statele Unite și s-a stabilit, iată, și a făcut o căsuță. În Maglavit. În Maglavit. Deci vă închipuiți că se poate și că și la noi, în mediul ăsta rustic, e loc de fericire, de frumusețe. Cu Costi o să gătim astăzi. Costi Crăițoiu, profesorul Crăițoiu, da, de la Universitatea din Craiova, care, după cum știți, este foarte priceput la gătit și o să vă și spunem despre ce e vorba. Mai e acolo Bogdan, mână foarte în ceea ce privește gătitul, l-a tăiat la tot ce... Și Marius, care deja a dat foc la grătar și ne așteaptă niște preparate, zic eu, nemaipomenit de delicioase. Acum, ca să facem așa o prezentare generală, cam ce o să gătim înainte de a prezenta aperitivul, avem într-un colț niște bibilici. Bibilici câțe la Maglavit și nu numai la Maglavit, dar vă pot spune cu siguranță la Maglavit, pentru că bunicii mei au crescut câțe, bibilici, și o să facem o saramură, pentru că sunt cele mai gustoase, le punem mai întâi pe grătar, apoi... Da, câțele, vă spun, dacă n-ați mâncat până acum câțe, e cea mai bună pasăre de curte, după părerea mea, cea mai bună supă, cea mai bună ciorbă, dar iată, astăzi o să facem saramură. Da. Nu are colesterol, este ca o găină fără colesterol. Și da, mai are un merit, poate domnul doctor ne spune mai multe, că este sau mai o pasăre... Sau mai puțin colesterol. Este antică. O pasăre neliniștită, auzi? Este da. O pasăre neliniștită care țipă toată ziua, care ar alerga, revada din curte în curte. Este o pasăre sportivă. Sigur, știi? Și da. Cei care cresc câțe în curte nu mai au sigur rozătoare. Nu, odată și rozătoare, dar văd la cât de zgomotoase sunt. Dacă da. Intre cineva, un intrus, are probleme, știi? Pentru că le-a toată ziua țipă, tot fel de zgomote, știi? Și, știu, da, a crescut și bunica mea, dar trebuie să renunțe spune, la ele. Păcat, parcă da, de păcat, vocale păcat. Acestea ce scoate, da, e ceva... Nu facem mâna, păcat. Da, niciun păcat. Da. A doua găteală, al doilea preparat, este tot o saramură. O de saramură scăzută. Să facem așa cum spuneai tu că ar fi bine, cu usturoi, un pește, cum e la Dăbuleni? E pește cu usturoi, se numește, da, la Dăbuleni. Și este de data asta să vorbim și de amărăște. Și de... Păi nu, e cam aceeași zonă folclorică. Cei cumva care nu sunt aici o să fie de la Mărăști. Amărăștii de jos e un fel de suburbia Dăbulenului. Ca să... Da, pește cu usturoi e o mâncare rituală de prânzul copilului, se da. Face. Și cu, iată, cu așa turtiță. Asta e o turtiță. Este de la Maglavit. De aici, este de la brutăria din sat. Da. Este o comună cu niște oameni extraordinari. Da. Vorbesc serios, deci de toată isprava, te poți baza pe ei, sunt niște oameni nemaipomeniți. Și uite, da, pâine, uite cum arată și pâine. Pastrama, pastrama e făcută tot de cineva în sat, cineva sigur, care are oi, special pentru emisiunea noastră. Deci e special pentru România Ambocată. A fumat-o. Da? Așa o supunem pe grătar, o avem și în aperitiv, poți să se iată, așa e, pe file, da, cum ar veni. Și mai avem aici file de poveste. Niște costițe de porc. Da. Dar noi spunem la Dăbuleni spar ribs. Exactly. Da. Sigur. Sunt lucruri pe care o să le facem cu toții, cu mare bucurie, cum facem noi de obicei emisiunea asta, dar înainte de a ne apuca de treabă, trebuie neapărat să vedeți ce avem aici. Un aperitiv cu de toate, numai de aici, de toamnă, bineînțeles. Adică trei feluri de brânză, mă uit eu aici și văd. Văd niște... ce e asta? Niște pastramă, da? Șuncă de câteva feluri, ceapă, aici avem zacuscă făcută chiar în dimineața, da, asta, da, proaspătă. Proaspătă, avem și fasole bătute. Icre, salată de vinete și, bineînțeles, salata de ardei copți. Da, struguri de toate. Struguri din via domnului doctor. Din via de peste drum.
Din via de peste drum? Aici, peste drum nu e Dunărea? Nu. Din Dunărea avem pești. Din Dunărea avem pești, da. Așa cum am spus, acea saramură scăzută sau pește cu usturoi îmi plouă în gură de acum. Da. Hai că o să ne apucăm de treabă, fiecare face ceva, deci, și mai încolo o să facem și o plimbare, așa cum am zis, cu barca. Costi s-a apucat să porționeze bibilicile. Am aflat că sunt bibilici de aproape 2 ani, deci trebuie foarte bine pregătite. Sunt de când s-au născut bibilici. Da, bibilici de când s-au născut. După cum vedeți, sunt foarte acoperite cu grăsime, ceea ce e un mare avantaj, pentru că o să iasă și saramura noastră destul de grasă. Doru, prietenul meu, este consumator de păsăret de ăsta, nu? Nu neapărat, nu neapărat, dar ținem cont că sunt destul de hrănitoare, știi? O da. De bibilică și ele la rândul lor bogate în vitamine, nutrienți. Sigur. Bibilicile la fel, multe astea bibilică mare, fraul, care ajung de 2 kg și ceva. Așa e. 3 kg. Marea majoritate ajung la o greutate așa de 1 kg jumate, 2 kg și jumătate, dar fiind hrănită bine, în anumite condiții și fără să o lăsăm așa să zboare, să zburde așa din curte, cum s-ar spune, da? Ele ajung la o greutate optimă, într-adevăr, carnea este destul de sănătoasă. Dar noi ca medici veterinari, bine, vreau să spun că la controlul limitelor am lipsit așa, după mă noroc că a fost o doamnă profesoară care m-a trecut și clasa, știi, prin anul 4-5. Glumește, Doru, da. Zice, nu prea te pricep la control alimente, clar că n-ai nicio șansă să ajungi la abator, știi? Pe vremuri veterinarii care, mă rog, erau mai piloși, așa ajungeau în abator, îți dai seama. Sigur că da, cu pile. Zice, voi ăștia alții la muncă, știi, și de asta nu prea mă pricep. Dar te pricep la degustat, eu știu sigur că... Ceva, eu nu sunt așa un gurman de felul meu, știi, sunt foarte... Se și vede pe tine, eu și Costi mai mult. Nu, voi sunteți în fără, nu. Am mâncat doar doctor, am pus noi. Dar sunt atent totul la chestia, ținând cont că asta este totuși o carne destul de sănătoasă, este păcat și ținând cont că este crescută într-o curte, la țară, la comuna Maglavit, da. Suntem pe malul Dunării. Și modul în care o preparăm este sănătos, o punem pe grătar, da, da. O punem apoi să fiarbă în saramură alături de, da, de legume. Legumele pe care le coacem pe... Adică ardei, roșii, apoi... cum facem la o saramură de pui, numai că această carne trebuie fiartă mai mult, pentru că, bineînțeles, e ațoasă față de un pui de un kil normal, da. Dar să trecem la saramura avem, pe care... Avem crapul. Crapul. Crap de Dunăre, se vede. O să-l filetăm. Îl filetăm și... sau îl facem rondele? Nu, facem rondele. Îl facem rondele. Facem rondele, că așa cum îl punem pe grătar, așa îl și servim. Și iată, mai avem două bucăți de șalău. Tot pe grătar o să-l facem. Rondele o să-l facem, poate punem o tigaie pentru șalău, ne mai gândim. Mai bine, mai bine, da. Mai bine, sigur, da. Pentru că șalău trebuie cumva, dacă îl faci pe grătar, e un pic fat. Da. Dacă îl prăjim în ulei, îi dă așa un pic în plus de gust. Și saramura fiind scăzută, nu-i facem zeamă multă cum facem noi oltenii de orice. Punem deasupra, așa cumva, ca un sos, să zicem, care să dea o prospețime peștelor. Scuze, o să iau de aici doi ardei iuți care sunt foarte potriviți la saramură. Ăsta e mai puțin iute, dar ăsta e foc. Și pus și ăsta pe grătar da, și venit și îmbogățită zeama. O să avem și o mămăliguță lângă o salată de ardei copt. Și o să vedeți ce punem și pe grătar, că încă nu v-am spus. Da. Dar deocamdată haideți să facem treabă și mai vedem. We'll be right back.
Mergem să facem o plimbare cu barca, așa cum v-am promis. Doruță, să ne urcăm fii atent pe barca asta micuță, a, da. Da, de aluminiu. Și ne transferăm. Da, dăm la vâslă, că așa este frumos, știi? Da, frumos. Aici, pe malul Dunării. Haideți în barcă aici. Oferim un loc în barcă. Nici nu știm cine e marinarul, cine o să ne conducă pe apele astea. Marius, avem toții permise, da? De embarcațiune. Și o să știm despre ce e vorba. O să vedem cum se conduce. Da, iată, pornim. O să mergem un pic aici până pe lângă pădure. Vis-a-vis în Bulgarie e o localitate mică, am înțeles, doar. Coșava, da, este Coșava. O localitate mică, da. Da, mă rog, un sat. Da. Un sat, vecinii noștri de peste Dunăre. La pescuit așa ne întâlnim, mai schimbăm câteva cuvinte. Dar știu românește, sunt flac. Da, știu românește, marea majoritate a lor vorbesc românește. Sunt oameni cum se cade, mă rog. Păi sunt vecinii tăi, cred să înțelegi că, da, nu, vecinii noștri, vecinii comunei Maglavi, da. Da, da. Merita o soartă mai bună Dunărea, apropo de cât de exploatată turistic e la noi. Relativ puțin. Da, deci puțin. Relativ puțin, da? Când spun treaba aceasta, într-adevăr, trebuie făcută o infrastructură, trebuie amenajate malurile, este destul de delicată, dar, într-adevăr, Dunărea are potențial, ținând cont că la noi în țară, cred că sunt 1000 și ceva de kilometri de Dunăre, da, pe teritoriul României, am fi putut, într-adevăr, să exploatăm mai mult această oportunitate, da, știi? Da. Și faptul că această Dunăre, această apă, uite-te, este extraordinară, este minunată. Uite-te. Sunt embarcațiuni, cum am văzut și mai devreme, care trec pe aici, ar putea să oprească. Problema este, ar putea să oprească, dar numai că nu au posibilitatea. Ca să ai posibilitatea, trebuie să ai amenajat un port, dar trebuie să ai condițiile astea. Ai văzut ce greu ajungi la o embarcațiune care este ancorată? Cât de greu ajungi la o embarcațiune care este ancorată, trebuie să te folosești de o bărcuță mai mică, te urci. Sigur. Deci este puțin mai greu. Și un port care să asigure și, eu știu, un restaurant cu... Bine, ăștia ar fi ultima problemă, pentru că lucrurile acestea se pot amenaja pe parcurs, dar în prima fază ai nevoie, într-adevăr, de o așezare de genul acesta, un port unde navele să poată să ancoreze, să vină, să poți pleca de la mare în condiții foarte bune, dar vezi că este destul de greu de realizat, dar nu imposibil, știi? Probabil. Sigur. Că... poate că în timp... În timp sunt convins pentru că Dunărea are un potențial extraordinar și este păcat. Uite ce apă superbă avem. Este numai mă gândesc că trendul e pozitiv vis-a-vis de faptul că și tu, iată, te-ai retras, ai făcut aici o căsuță pentru weekend și mulți își fac. Într-adevăr, pentru că vreau să spun, să te-am cu cine de vorbă, parcă apare extensia timpului. Deci, fii atent, vin așa sâmbătă după amiază când termin serviciu, încerc și de vineri seara, sâmbătă și duminica să nu mai lucrez, pentru că lucrez sâmbătă și duminica, și încerc să ajung sâmbătă după amiază până duminică seara sau luni dimineața. Mi se pare că au trecut 4-5 zile, o săptămână, da? Tot timpul ai ce faci aici, știi? Da, tot timpul trebuie să lucrezi, trebuie să te duci, Ești din zgomotul orașului, din larma din acest cotidian, da, al orașului, ai evadat. Practic aici ai o libertate de plină, ai o liniște de plină. Deci este nemaipomenit. Ți încarci bateriile, cum s-ar spune. Dar nu-ți mai trebuie Delta. Da, nu-ți mai trebuie Delta. Este un paradox, că așa mi-au aminte, când eram tânăr, vreo 7-8 ani de zile,
n-am mers în concediu pentru că munceam foarte mult și asta este viața, ești tânăr și vrei să faci cât mai multe, da? Și n-am mers în concediu. Iar acum când a venit vremea să pot să plec în concediu, stai că m-am blocat la Maglavi și nu mai plec de la Maglavi, știi? Și tot mai plec în concediu. Nu, dacă îți place ceva super. Nu, este această apă ce oferă această liniște, eu sunt vărsător. Poate de asta îmi place apa, știi? Cam asta. Și eu taur și sunt foarte apropiat de lucrurile astea. Da, și asta este interesantă. Dunărea este spectaculoasă, este un fluviu nemaipomenit. Da. Untură de rață și puțin ulei. Am tocat roșiile și o să adăugăm 2 litri de apă, avem 2 bibilici. Bibilicile lăsăm să fiarbă puțin. Carnea de câță, iată cât de bine arată, se poate consuma și așa, dar trebuie să o facem saramură până la urmă și o punem să dea câteva clocote. Și mai venim cu ce, Costi? Cu usturoiul pe final? Da, și ardeiul. Și ardeiul copt și mărunțit. Pătrunjelul și poftă bună. Și poftă bună, cam atât, iată. Sunt toate bucățelele astea care par cumva fripte în exces, dar nu sunt. Pentru că acest negru e parte din saramură. Sigur că da. Fie că vorbim de pește sau de pui. Gustul grătarului în saramură. Gustul grătarului. Urmărim negrul ăsta și la legume. Sigur. Da. Saramura e aproape gata sau e gata? Ia să vedem. Păi nu, carnea e fiartă? Este, da. Da, hai să vedem dacă e gustul care trebuie. N-ați mâncat. Cred că e cea mai bună saramură din lume. Pe bune, dacă. Doamne ajută. Cea mai bună. Doamne ajută. Mai trebuie să pui verdeața și cam asta e. Vreme superbă aici la Maglavit. Vreme de mijloc de toamnă, cu aspect de vară, efectiv, dar câte avem în față, câte preparate culinare, nici nu știu cu care să încep. Iată, o să începem cu saramura de câță sau de bibilică. A ieșit cu nu se poate mai bine, nu știu, am gustat-o toți înainte de a o prezenta. Mie mi se pare superbă, cea mai bună saramură din lume. Și pentru că mai avem o saramură de pește scăzută, cam așa arată. Cam așa arată, mai mult carne decât zeamă. Avem crab și șalău. Și șalău. Dunăre. Avem pește prăjit, iată. Nu cred că ați văzut ceva mai apetisant. Avem un sos acolo, cine vrea să-și pună peste pește. Un sos, da, un sos cu usturoi. O saramură. Da, un gen de sos mai dens decât în... Pentru că cine are pește, face sos mai puțin. Da. Aici avem... Cine are icre face sos. Da, în fine. Cam așa e. Aici avem un... O pastramă, ziceam noi că a fost făcută... E afumată special pentru emisiunea noastră. Ați câteva văzut? Zile
la fum în fiecare seară. Nicu, îți mulțumim mult. Înghițim în sec. Pastrama tot de la Maglavit. De la Maglavit. De la... Cine e Nicu? Nicu Ispas este vărul meu și se ocupă cu lucruri de astea. Mulțumim, Nicu. Agricultură, deci... printre care și creșterea de animale și... Da, ce mai avem aici pe masă? Avem niște costițe de porc, pentru că porcul trebuie să-i mulțumim oricând că e alături de noi. Iată-l. În cazul în care cineva nu poate să mănânce, nu lasă religia sau eu știu din ce alte motive, da, am zis porcul să fie acolo just in case. Just in case. În caz de urgență, mâncați. Pentru că porcul e șef oricând într-o situație de genul ăsta. O mămăligă tăiată cu ața, acolo lângă Bogdan. Bogdan, tu ai tăiat-o, nu? Da, eu am tăiat. Sigur, da, foarte frumos. Am ascultit bine ața. Mulțumim pe această temă. Da. Făcut, și dacă n-am avem o pâine, iată, făcută în țest, și ca desert, un dovleac de sezon, de aici, din Maglavit. Da. Băgat la rător. Să ne grăbim, pentru că o să rămână dovleacul nemâncat. Și avem un vin roze, o roșioară. O roșioară. Aici e... specialitatea mea. Nu s-o să înțeleagă greșit. Vinul casei. Roșioară, da. Produs aici... local, pe malul Dunării. Deci fii atent, pe malul Dunării se produce vin. Uite, da. Viile sunt aici pe malul Dunării. Dar ce nu se produce pe malul Dunării? Un anul ăsta, deși a fost secetos, vinul a avut de câștigat. Deci vinul a avut de câștigat. Deci tot ce este pe malul Dunării este spectaculos. Și mai ales în comuna asta Maglavit. Ați văzut aici, lângă noi, niște oameni îndrăgostiți de malul Dunării, niște oameni care au venit de la oraș să se încarce cu energie aici. Mulțumim că ați fost alături de noi de aici, de la Maglavit. Poftă bună pe ediția viitoare.